după ce a avut un accident groaznic întâmplat în Miami, în care a intrat cu schigetul într-un pod. Sean Kingston se afla într-o stare gravă la spital. Acum lucrurile s-au stabilizat, cei doi agenți de la paza de coastă ce l-au salvat sunt în sfârșit generoși cu presa, dând declarații. Sean scuipa sânge, dar spunea în continuu că se va face bine, a observat Jonathan Rivera, unul dintre salvatorii ce s-a scufundat în apă pentru a-l recupera pe artist. A avut noroc pentru că noi eram cât pe ce să ne întoarcem la bază când i-am zărit pe cei doi și ne-am întors să-i salvăm. Cântărețul a fost transportat imediat la urgențe, însă imediat ce starea lui s-a stabilizat și s-a îmbunătățit, a fost transferat la terapie intensivă. Între timp, colegi de-ai lui de braslă, Lil Wayne, Nicki Minaj sau LL Cool J au profitat de platforma Twitter pentru a-și transmite rugăciunile și susținerea lor. Sean, ne rugăm pentru tine, baby, a zis chiar și Rihanna, ceea ce facem chiar și noi. We go, we are, we like to...